Liceul Tehnologic Henri Coandă a îmbrăcat o nouă haină după o lungă perioadă în care elevii au fost nevoiți să învețe online din motive de infrastructură. S-a dovedit că așteptarea a meritat. După cum vedeți, liceul Henri Coandă a îmbrăcat o haină nouă din toate punctele de vedere. Ne-am înnoit, atât clădirile au fost modernizate în cei 2 ani de zile, dar și noi ne-am pregătit ambalând totul în ceea ce vedeți astăzi. Holuri deosebit de frumoase, clase dotate, după cum ați văzut, avem calculatoare și videoproiectoare în fiecare clasă și nu în ultimul rând, prin amenajamentul pe care l-am făcut alături de colegii mei. Cu toate că instituției i s-au adus îmbunătățiri majore, lipsea un element esențial, personalitatea, de unde a venit ideea adăugării unui strop de culoare. De la profesori și, nu în ultimul rând, de la elevi. Elevii toți s-au implicat ca să-și modernizeze și să-și pavoazeze clasa așa cum și-au dorit ei. Le-am lăsat posibilitatea să-și aleagă ei cum vor și împreună cu diriginții au hotărât să-și îmbrace și să-și înfrumuseseze clasele așa cum le-a plăcut. Astfel, profesorii și elevii au făcut front comun și au început înfrumusețarea spațiului în care își desfășoară activitatea. Liceul a trecut printr-un proiect de reabilitare energetică, aproape 2 ani de zile, iar în momentul în care ne-am întors la școală în septembrie, am găsit o școală curată, albă, dar fără personalitate. Și ne-am gândit la 3 planuri, A, B, C. A, planul A era să pavoazăm holurile în stilul caracteristic școlilor. A picat imediat planul acesta. Planul B a fost să luăm legătura cu instituții specializate, cu ONG-uri, cu școli de artă, ni s-au închis porțile. Din motive obiective și situația pandemică își spunea cuvântul. Atunci n-a mai rămas o singură soluție, să ne punem noi mintea la contribuție. Al doilea pas din proces a fost alegerea temei. Totul are o idee, o temă. Tema este educația și evoluția. Pe holul acesta avem preșcolaritatea până la ideea de absolvent. Fiecare siluetă, și n-am pus întâmplător siluete, fiecare siluetă este însoțită de un mesaj puternic, de un citat, dar ce vedeți aici foarte colorat, da? Sunt mesaje motivaționale pe care fiecare elev în fiecare dimineață când vine și le citește să fie motivat să meargă mai departe. Povestea siluetelor nu se oprește aici. Pentru că noi suntem un liceu tehnologic, pe celălalt hol avem siluete, dar siluete reprezentative pentru meserii. Pentru că este și aici o evoluție. Dacă avem aici absolventul, nu știu dacă se știe și mi-ar plăcea să se știe că într-un liceu tehnologic este foarte important, chiar dacă nu finalizez cu un bacalaureat, finalizez cu un certificat de competențe profesionale. Iar ei devin meseriași, meseriași de care avem foarte mare nevoie. Iar sus aveți siluete reprezentative pentru fiecare profil în parte, inclusiv pentru vocațional. Avem un fotbalist impunător. Un alt element central al desenelor este lumina. O altă idee pe care am avut-o a fost ideea de lumină. O să vedeți în toată școala felinare, becuri, culoarea galbenă, nu întâmplător, pentru că lumina înseamnă cunoaștere. Și am încercat să renunțăm la afișajul acela standard și să folosim, spre exemplu, vopsea specială pentru tablă, pe care scriem cu creta, ca mesajele să fie în permanență schimbate și adaptate cerințelor. Profesorii și elevii de la Liceul Tehnologic Henri Coandă vor continua munca de transformare a spațiului într-un loc prietenos, cu personalitate, adaptat cerințelor și însușirilor instituției.